Bun. Înainte de a proiecta lungul, noi trebuie să tăiem transversale prin teren ca să găsim linia terenului pentru lung. Pentru asta noi încărcăm triangulația noastră. Triangulația noastră este formată din câteva tipuri de linii și simboluri. Deci noi, ca să tăiem transversale pentru o suprafață, noi trebuie să adăugăm la acea suprafață tipurile de linii. Deci noi mergem la lucrări lineare și aici la transversale, noi aici vom tăia transversale prin suprafața existentă. Noi acum, dacă dăm generare axa 1, el va zice că suprafața 1 nu este definită. Da? Deci nu are prin ce să taie, efectiv. Pentru asta noi mergem la control de suprafețe și aici avem suprafața 1, da? În care există doar niște puncte, niște simboluri. Noi trebuie să adăugăm tipuri de linii. Și ne uităm pe suprafața noastră ce tipuri de linii. După cum știm, noi avem tipul de linie 26 care reprezintă triangulația. Dăm clic pe adaugă și scriem 26. Sau pur și simplu selectăm tipul de linie, da? Dăm clic pe adaugă și selectăm tipul de linie 27. Și în afară de aceste două tipuri, noi mai avem încă tipul de linie 1 care reprezintă margine drum și tipul de linie 3 care reprezintă gard și tipul de linie 2 care reprezintă axul. În cazul nostru noi nu avem ax, dar să zicem că l-avem. Ok. Deci suprafața noastră este alcătuită din următoarele tipuri de linii. Dacă noi în model aici avem și alte tipuri de linii în afară de aceste tipuri, când vom genera transversale, ele nu vor fi luate în calcul din simplu motiv că nu se află aici în suprafața 1, da? Deci dacă noi adăugăm un tip de linii suplimentar, da, și vrem ca acest tip de linii să apară în triangulația noastră, noi trebuie să-l adăugăm în transversalele noastre, în suprafața noastră, noi trebuie să-l adăugăm aici la suprafețe. Ok. Acum salvăm această suprafață, să o avem salvată cu tipurile de linii definite. Și dacă mergem înapoi la generarea axa 1, da, deja se generează transversale prin existent. Da? Deci asta este linia existentă. Și crucea asta de aici reprezintă axul proiectat. Durează mult pentru că sunt foarte multe poziții. Gata. De ce a generat așa de mult? Pentru că noi avem aici în felul următor. Să ne taie transversale din 20 în 20 în cazul în care raza este mai mare sau egal cu 250. În cazul în care raza este între 250, nu, în cazul în care raza este mai mare sau egal cu 100, să taie transversale din 10 în 10, respectiv din 5 cu raza mai mare de 50 și dacă raza e mai mică de 50, să ne taie transversal din 2 în 2 metri. Noi o să schimbăm aici, o să scriem din 20 în 20, ca să nu stăm mult să așteptăm. Aici scriem 20 ca să știm că asta este din 20 în 20. Dăm clic chiar și pe generează. Și acum ar trebui să meargă un pic mai repede. Oricum merge greu că sunt o grămadă de kilometri, vedeți cum merge. Tot ce se generează acum se salvează într-un singur fișier. Acest fișier îl găsim aici la secțiune, de fapt nu aici la editare. Editare și asta este fișierul în care se salvează toate transversalele existente, da? Îl deschidem, dăm click pe OK și aici avem, da, linia terenului, linia care reprezintă axul în plan proiectat și poziția kilometrică. Și ăsta este editorul pentru transversale. Pe aceste săgeți noi ne deplasăm înainte înapoi, da? Vedem transversale în diferite poziții kilometrice, da? Vedem aici se modifică poziția kilometrică. Și acestea sunt transversalele existente. Acum, noi observăm că pe transversalul nostru existent nu există platforma drumului existentă, da? Undeva aici ar trebui să fie platforma drumului existentă care noi în triangulație am definit-o pe tipul de linie 1. Ca să adăugăm aici platforma drumului existent, mergem iarăși la transversale și aici bifăm reabilitare. Și margine
sistem rutier existent. Aici îi dăm tipul de linii pe care l-am definit noi pentru margine de drum, adică 1, da? Noi dacă mergem aici, mărim triangulația noastră, vedem că asta, tipul ăsta de linii este tip 1, da? Respectiv margine drum. Ok, și acum dacă noi dăm iarăși generează, o să observăm aici că a apărut deja partea carosabilă existentă. Bun. Așteptăm să se genereze și mergem iarăși să vedem transversalele existente în acel fișier. Iarăși dăm pe acest, un click pe acest buton, editare, selectăm fișierul și bine, la început nu apare, probabil liniile de tip 1 nu ajung până la primul pichet. În cazul ăsta sau extindem tipul de linie 1 sau schimbăm poziția kilometrică a axului. Mergem în 2 iarăși nu apare, în 3 deja a început să apară, deci asta este partea carosabilă existentă. Lățimea este de 50, se dă tot de acolo, adâncimea, da? O să vă arăt acum de unde se definește. Și asta este existentul nostru. În unele cazuri, la reabilitare este nevoie să tăiem din existent 50 de centimetri, da? Sau 25. Se decapează. Chestia asta tot, la fel putem să o definim de aici. Da? Deci, ziceam de adâncimea, da? Vedeți aici grosime de 50. Putem să o facem și de 1 metru decât vrem noi. Și margine caset, adică zona aia care se decapează de 50 de centimetri sau de 25, o definim de aici, 0,50. 0,50 pentru stânga și 0,50 pentru dreapta. Și aici mai e frezare, ia să dăm și frezare 0,20, să vedem ce se întâmplă, dăm click pe generează. Aha. Vedem și frezare. Da, deci frezarea merge, va merge cap-coadă de 0,20. Oricum, astea putem să le modificăm pe porțiune, adică în unele zone să decăpăm 0,25, unde asfaltul e mai bun, în alte de 0,50 și frezarea la fel. Putem să punem variabilă, asta există alt modul. Pentru asta trebuie să bifăm aici reabilitare și atunci el va lua datele din modulul respectiv, din meniul respectiv. Bun, o să dau din nou generează ca să avem transversalele existente fără fără frezare. Și cam asta este. Acum noi dacă mergem în linie roșie, noi aici vedem o linie, da? Linia teren existent, linie roșie existent. Înainte de a tăia transversal, aici nu mai era nimic, da? Nu apărea nimic, era 0. Acum el a preluat datele din transversalele existente și a generat această linie roșie pe care noi o să mergem cu proiectatul nostru. Putem să salvăm deci proiectul și deja în următoarea lecție, în următorul video, să începem să proiectăm linia roșie.